Zăpada și ghețușul îi pun în dificultate chiar și pe șoferii cu experiență. Tot mai multe mijloace de transport rămân blocate pe drumuri din cauza ghețușului și a zăpezii. Numai în apropiere de postul Vamal Vulcănești Vinogradovca, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au deblocat 12 mașini și două autocamioane rămase în potmolite. De ajutorul angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au avut nevoie și mai mulți conducători auto care au rămas blocați pe drumurile din raioanele Comrat, Cimișlia și Fălești. Din fericire, salvatorii au reușit să intervină la timp și nimeni nu a avut de suferit. Totodată, aproape 400 de angajați ai administrației de stat a drumurilor au împrăștiat peste o tonă de material antiderapant pe traseele din țară. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă șoferilor să fie prudenți în timpul șofatului și să respecte normele de securitate. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numerele scurte 901, 902 sau 903.